program dedicat centenarului Marii Uniri. Emisiune susținută de Metex SA. Bine ne-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Sete de Cultură, emisiune dedicată, ca și altele, centenarului Marii Uniri. Invitatul meu de astăzi este domnul profesor Petru Șlenchea. Fiți binevenit, domnul profesor. Bine v-am regăsit. Este o plăcere să stăm de vorbă, să discut cu dumneavoastră pe teme de istorie și de aceea orice emisiune pe care o realizăm împreună este, pentru mine cel puțin, o bucurie. Domnule profesor, ați propus, nu vreau să-mi arog merite pe care nu le am, deci ideea asta nu mi-aparține, ați propus ca temă de discuție pentru astăzi rolul intelectualului în viața satelor. În viața satului și în viața societății românești. Mai ales în sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, când Europa a fost cuprinsă de acel curent al liberalismului, în urma Revoluției, Marea Revoluției franceze, 1789, cu acea deviză mare, trei cuvinte care au spun totul, liberté, égalité, fraternité, și care presupunea îndepărtarea vechilor rânduieri feudale și instaurarea unei noi ordini sociale moderne, impusă de noua forță progresistă, e vorba de burghezie, cea care deținea practic monopolul asupra economiei, a industriei și a noilor proprietari, să spunem, de moșii, de terenuri, deci care se forma în Occident, respectiv în Franța. Așa. Și această ideologie liberală, cum spuneam, s-a răspândit treptat și asupra restului Europei, inclusiv asupra României. Asupra țărilor române, mai bine, pentru că suntem cu mult înainte de 1859, Mica Unire sau 1918. Da. Și în această conjunctură, ideea mi-a venit de la ceea ce am urmărit pe Facebook, urmăream o declarație a președintelui Academiei Românului, domnului profesor universitar, doctor în istorie și rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Ioan Aurel Pop, care spunea că dacă România n-ar fi avut o elită intelectuală, poate nu ar fi fost realizată Marea Unire de la 1918. Lucru pe care, aparent citind, stai și mai să fie. E ușor șocant. E ușor șocant, dar este foarte adevărat. Asta și am analizat. Deci e o idee lansată foarte, foarte bună. Și dacă stăm să facem o retrospectivă, o întoarcere în timp de la Revoluția franceză până la 1918 în spațiul românesc și să ne dăm seama de condițiile în care au început în țările române, care erau într-o situație deosebită deosebit de neprienică. În sensul că Moldova, țara românească, erau trei țări separate, Moldova, țara românească, Transilvania sub ocupație austriacă până la 1918 și Ungaria, apoi după dualism austro-ungar. Moldova și țara românească, regim fanariot. Dublă, deci, să spunem, sub suzeranitate otomană și apoi după 1812 protectorat rus, care ne-a dus. Știți, apropo, fac o mică paranteză, că după 1945 noile forțe înaintate, scoase la înaintare de PCR pentru propagandă și demonstrații, afișau lozinci Stalin și poporul rus, libertatea ne-a adus. Ei, așa a fost și instaurarea acelui protectorat rus asupra țărilor române. De tristă amintire, într-adevăr. Societatea românească în care erau o elită intelectuală fanariotă în școlile, puținele școli care existau în Moldova, în țara românească, era un învățământ care se desfășura în limba franceză și greacă, limba română, deci nu se studia absolut deloc.
Iar singura zonă unde se studia limba română mai cu restricții era Transilvania. Și acolo vreau să vă spun că pentru că curentul liberal dinspre Occident a venit mai ușor prin spațiul transilvan, prin Occident, și acolo unde românii din Ardeal s-au confruntat cu niște probleme deosebite, cu menținerea ființei naționale, identității naționale de neam. Și de aceea eu realizat faptul că prin școală, prin pregătire și prin menținerea limbii române poate să-și menține identitatea națională. În această situație, un rol important l-a jucat școala de la Blaj, școala Bisericii Greco-Catolice, în care, vreau să vă spun că după 1990 am citit foarte multe ziare apărute, Telegraful Român, aparținând Bisericii Ortodoxe din Transilvania, Telegraful, care este un ziar fondat la 1848, deci nu e acum un an, doi, trei, și care constant, și care recunosc, preoții care au scris în acel ziar, recunosc aportul pe care l-a adus la identitatea limbii române școala de la Blaj. Eminescu, când vizitează Blajul, da, el a spus acolo că soarele de la Blaj răsară, pentru că vom vedea că după aceea, după 1800, o pleiadă de dascăli, absolvenți ai seminarului de la Blaj, peste 2000, nu o spun eu, statisticile o spun, au venit în Moldova și în țara românească și au pus bazele școlilor în limba română. Învățământul în limba română. Dau două nume. La Iași, Gheorghe Asache, este renumit asta, numele acestei mari personalități care a pus bazele școii în limba română la Iași. Gheorghe Lazar, la București. Da? Numeroși absolvenți, tot în revista Telegraful de la Sibiu, aparținând, repet, încă o dată Bisericii Ortodoxe Române, sunt înscrise numele a numeroșilor absolvenți ai școlii de la Blaj, care au ocupat nu numai funcții teologice, ci și funcții laice. Unii au fost ambasadori ai României în perioada după Unirea Principatelor, deci după 1860, au fost ambasadori ai României în străinătate și mai ales după 1877, după câștigarea independenței. Foarte mulți, când aveam dreptul să avem ambasadori și ambasade. Acești, nu pot să spun că numai școala de la Blaj, care însemna să neglijez aportul, au fost școli românești și la Brașov, și cine, să spunem, a vizitat școala, prima școală românească de la Brașov, în șcheii Brașovului, acolo este un custode deosebit, domnul Ioan Olteanu, care acolo, la acea școală, a predat și celebrul Anton Pan. Sunt păstrate în încăperea aceea mică de acolo băncile de acum peste 200 de ani. Sunt păstrate manuscrise și manuale școlare de atunci. În cadrul au fost descoperite de acest custod, de preotul Ioan Olteanu, în ascunse, ca și multe documente care au fost interzise în perioada dualismului austro-ungar, ascunse în tur la biserici, zidite în niște nișe acolo și descoperite acum 15 ani de domnia sa. Și acolo școala românească a fost și la Sibiu, școala românească a fost și la Oradea. Deci în marile orașe din Transilvania s-a menționat. Și presa în limba română, cu toate că mai târziu și acest spirit al învățământului în limba română s-a menținut viu, liber, până la 1867, când s-a creat dualismul austro-ungar. Când Transilvania, ca dintr-o provincie, deci o provincie aparținând Imperiului, a fost încorporată la Ungaria, da? Și
limba oficială era limba maghiară, școlile laice în limba română au fost desființate, numai școlile confesionale. Deci au fost păstrate, dar și în aceea, numai singura școală în care n-au îndrăznit ungurii să amestece a fost Biserica Greco-Catolică de la Blaj. De aceea am spus și repet că menținerea identității naționale a fost foarte mult sprijinită de Biserica Greco-Catolică în Transilvania, acolo. Ceea ce trebuie să remarcăm este că în timp ce în Moldova și Țara Românească nu, vorbim de aceeași perioadă, până în 1918, nu prea erau școli în sate. Nu. În Ardeal erau și este, nu putem zice meritul, dar este datorită îngăduinței autorităților austriece. Austriece, până la 1867. Până la 1867, de acord. Dar iată cum, paradoxal, nu-i așa, o asuprire creează în același timp un izvor, o flacără, care, o scânteie care va aprinde o flacără. Da, bineînțeles. Scânteia românismului a trebuit să ardă tocmai pentru că erau asupriți. Tocmai. Și vreau să vă mai spun, chiar în condiții după 1867, când ungurii, autoritățile maghiare de la Budapesta au interzis, pentru că au desfințat dieta Transilvaniei de la Alba Iulia și au, de la Sibiu, de la scuzați-mă, Sibiu. Și au fost întâi la Alba Iulia, apoi au mutat în 1863 la Sibiu. Și a fost desființată și atunci au pornit cei de la Budapesta prigoana împotriva școlii românești. În perioada când vine la conducerea României Carol de Sigmar Ingen de Hohenzollern după 1867, este un lucru deosebit de important și politica adusă de, mai ales de Partidul Național Liberal din acea perioadă, cu închinăciune față de cel care a fost Ion I.C. Brătianu, așa, și care au subvenționat școlile în limba română confesionale din Transilvania, a trimis subvenții, bani, manuale din România în Transilvania, la școlile confesionale în limba română și pentru a le ajuta tinerii absolvi studioși cu merite deosebite, rezultate bune la învățătură, primeau burse fie la București să studieze, fie la Iași, fie în străinătate, în Occident. Deci, astfel, cum ne explicăm un coșbuc ardelean în România, a scris un rebreanu ardelean, hai să dăm exemple, da. Au venit și au creat în România, fugind de prigoana austro-ungară. În această conjunctură au avut și sprijinul autorităților române și au sprijinit, cum se cheamă, învățământul în limba română. În Moldova și Țara Românească situația era alta. Dacă în Transilvania țăranul român era cel dornic să-și trimită copilul la școală și sprijinea școala, vreau să spun, financiar, în Moldova, Țara Românească era mai altfel situația. Astfel că au fost și unde, dar rare cazuri, că ne povestește Ion Creangă în aminte de seara din copilărie, că mama sa să-l facă pe Nică preot, că dacă era om, ajungea om, să nu mai aibă treabă cu... Trebuie să ne oprim puțin la rolul jucat de Cuza, care a introdus gratuitatea învățământului, lucru foarte important și poate mai important decât atât, faptul că era gratuit și obligatoriu, adică părinții care nu își trimiteau copiii la școală erau amendați. Erau, în 1864 a fost dată legea învățământului, în urma, pentru că nici această lege, nici legea rurală, agrară, nu ar fi fost dată, nu ar aprobată în adunarea deputaților, pentru că se întâmpina o opoziție din partea boierii, a conservatorilor. În special, și atunci, numai loviturii de stat, când această adunare a fost desființată și s-a creat Consiliul de Stat, așa, s-a aprobat cele două legi, dar mă refer la legea învățământului, prin care, deci, învățământul primar devenea gratuit și obligatoriu și în mediul urban și în mediul rural. Dar, aceasta nu se făcea cu nimic sprijinit, e o lege foarte bună, da. Cu sprijin financiar din partea statului. Să recunoaștem și pe cealaltă parte. Statul era la început.
nu aveau un buget deosebit. Să spunem, și nici putere ca să poată să sprijine, nu existau spații, trebuia să construiești școli. Și atunci, în mediul rural, dacă exista primăria, avea posibilități să închirieze un spațiu să facă școală, exista. Nu, se lăsa la atitudinea primării, deși era învățământul gratuit și obligatoriu. Nu se asigura material didactic, iar plata cadrului didactic deci se suporta de către comunitate, de către primăriile respective. Iată că la deci, noi întotdeauna, în toate timpurile au fost legi care au fost foarte bune, care s-au aprobat, dar care nu s-au prea aplicat. Da, dar pentru că treptat, odată cu modernizarea, pentru că ai bani în momentul când ai economie. Și domnul Aylinghe, în momentul când economia duduie, produce, exportă, deci nu importi, ci exporți, ai bani în plus, ai din ce să investești și în infrastructură, și în învățământ, și în sănătate peste tot. În momentul în care, ori economia românească, până la primul război mondial, deci a fost în formare. România a importat, ca să dau acest exemplu pentru că apoi să revenim la legile învățământului, evoluția lor în România și personalității sau formarea elitelor intelectuale. Deci România importa orice exista material rulant. Deci importa tot, absolut tot. După primul război mondial, după consolidarea Marii Uniri, România își producea singur acel material rulant. România nu mai importa nici șine de cale ferată, nu mai nici locomotive, nici vagoane, își producea singur. La Reșița, la Arad, producea aceste mașini, utilaje, foarte puține se mai importau din afară. Deci majoritatea se produceau în țară. Economia începe și astfel modernizarea învățământului de care spuneați mai înainte, începe imediat cu primul război mondial. În 24, legea 1924, legea învățământului gimnazial. Deci prin care Parlamentul aprobă această lege, iar 1928, care gimnazial general și obligatoriu, deci exact cum dăduse Cuza, dar acum statul intervenise și pompa din punct de vedere financiar, vreau să spun finanță în învățământ, și în 1928 legea învățământului liceal. Legea învățământului liceal prin care s-au înființat numeroase licee. Inclusiv orașul nostru. Orașul nostru nu că sar de la una la alta, deci ca să dăm cel mai tipic exemplu este orașul nostru pentru majoritatea României, restul României. Orașul român a avut școli primare, câteva școli primare, prima, cea mai veche, școala Vasile Alexandrii, înainte de Unirea Principatelor, apoi a avut școală gimnazială, mă refer la Seminarul Sfântul Gheorghe, în 1858, așa, în 1872, școala gimnazială Roman Vodă, deci școală gimnazială, deci 1-8, deci așa, și apoi după primul război mondial încep liceele. 1921, Roman Vodă, gimnaziul Roman Vodă se transformă în liceul Roman Vodă, se construiește liceu comercial, deci ca să înțelegem. De ce era nevoie de acest progres? Pentru că economia a început să producă bani. Producea, cum se cheamă, utilaje, tot ce se vindeau și avea bani. Și avea bani și se investeau în învățământ, în sănătate. Până atunci însă a fost un drum lung. Iată, în 1861, I.C. Brătianu susținea o declarație în adunarea deputaților și spunea așa: eu, domnilor, am fost în străinătate, am vorbit cu capitaliștii, am tratat chiar cu dânșii și mi-au zis așa că până nu vom avea instituții care să le dea garanții tranzacțiunilor, ei nu vor veni să-și verse capitalurile aici.
Deci, încă România nu avea sistem bancar la ora da, aia. Da, pentru că ei sunt liberalii, sunt cei care liberal, vor pune bazele băncii prin, naționale a României. Prin venirea la guvernare în 1886, cu deviza lor prin noi înșine... Nu, 1876 au venit liberalii, Ice Brăteanu, prim-ministru, este lunga guvernare liberală de 12 ani. Ei, atunci abia s-a putut, mă rog, au pătruns, s-au înființat Banca Națională și alte bănci, s-au organizat Casa Rurală, s-au răscumpărat căile ferate care nu fuseseră ale noastre și alte monopoluri și s-au stabilit niște condiții totuși restrictive pentru capitalurile străine. Știți ce am admirat? Pentru că v-am spus, nu sunt membru al niciun, v-am mai spus poate, al niciun partid politic, dar pentru mine ca profesor de istorie, om care a studiat istoria foarte mult, am admirat politica acelui Partid Național Liberal de atunci, care și-a o deviză a avut. Politica prin noi înșine. Văzând cum ați citit dumneavoastră acea declarație lui Brăteanu după ce a fost în Occident și a vorbit cu ea, văzând reticența acelora de a investi în România, ce a zis? Să ne dezvoltăm prin forțe proprii. Da. Și fără a ne folosi de capitalul, pentru că el și-a dat seama, România are posibilități financiare, resurse destule pe care pot fi valorificate, pot fi valorificate și prin forțe proprii să ne ridicăm. Și de ce am dat și exemplu? Iar după primul război mondial, când a avut de întâmpinat probleme țara noastră la conferința de pace de la Paris, am mai deschis noi subiectul cu alte emisiuni, în ocazia alte emisiuni, Brăteanu, fiul acelui Brăteanu, Ionel Ice Brăteanu, lansează noua deviză, neoliberalismul, politica porților închise, stop capitalului străin. Care capital străin acum se băgase, să ne amintim acum de legea offshore, ca să facem o comparație, știți? Exact. Că liberalii care se opun acum la legea offshore, atunci liberalii au spus stop capitalului străin în extracția de petrol din România, stop! Pentru că erau, după 1900, foarte mult, România a fost singura țară din Europa care deținea rezerve de petrol. La subsol, nu mă refer în mare. Hitler a depins de România. Categoric, și rușii după aceea. Și atunci erau societatea română-americană la Dâmbovița, Morendi, care sunt legate acolo. Eu am găsit în anii 71, după ce m-am căsătorit acolo, încă rămășițe ale unor panouri, ale firmelor vechi din perioada dinainte de primul război mondial, anglo-român-american, germano-american-română, care erau cu capital mixt, și care exploatau petrolul românesc acolo. Ori Brăteanu le spune, da, vă dăm voi, dar 40% voi, 60% noi. Pentru că așa e corect, vreți să exploatați, pentru că voi n-aveți voi. Și acum, alți liberali, în zilele noastre se opun, pentru că, domnule, sunt rezervele noastre, nu sale voastre, nu vă jucați cu noi. Dar nu fac politica de atunci, de acum, ci de atunci a celor oameni valoroși. Vă întrerup, trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Vom reveni, stimați telespectatori. Program dedicat centenarului Marii Uniri. Emisiune susținută de Metex S.A.